Peștele este unul dintre alimentele pe care nutriționiștii le recomandă în orice situație, fie că vă doriți să slăbiți, fie că vă doriți să găsiți alternative sănătoase la alte tipuri de carne, fie că vreți să aveți o alimentație echilibrată din punct de vedere nutrițional. Dar mănâncă românii pește. Carnea de pește este o sursă excelentă de acizi, grași esențiali, omega-3 și omega-6, proteine, vitamine și minerale. Cantitățile în care aceste substanțe minerale și nutritive se găsesc în pește diferă în funcție de tipul peștelui. Însă cetățenii întrebați dacă peștele se află printre preferințe, aceștia au afirmat faptul că pe primul loc se află însă carnea de porc. Eu știu, e pește de ăsta de crescătorie, nu mai e pește de Dunăre, nu mai e pește cum era odată să mănânci pește natural. De ăștia cresc cu îngrășăminte, cu, eu știu, și e și ăsta scump. Scump. Spuneți că de asta le evită românii, că nu mai e peștele cum era odată. Nu mai e peștele cum era odată. Problema se pune la, între pește și carne, este o diferență. Un kilogram de pește e 160 și ceva de lei, în banii vechi. Iar carnea e la același preț. Care e mai avantajos? Un kilogram de carne sau un kilogram de pește? De asta se face diferența. Unul dintre motive este prețul produsului, ofertele nefiind însoțite și de o putere de cumpărare pe măsură. Din acest motiv, peștele, cu câteva excepții, reprezintă mai degrabă un răsfăț decât un aliment ce poate exista în meniul zilnic. Consumatorul compară prețurile afișate la raionul de pește cu cele afișate la raionul cu carne de pui. Românii nu preferă să mănânce carnea de pește și mereu aleg porcul. Adică carnea de pește este foarte sănătoasă, dar românii nu prea o preferă. Așa sunt învățați. Cam atât. Deci așa au fost crescuți și practic... Crescuți, absolut. Poate tineretul o fi altfel. Este un pește, pangasus, care este, mănâncă foarte multe substanțe toxice, mănâncă ăstea de plastic, mănâncă, e o carne toxică și nu am încredere. Deci scrie pe conservă macrou sau stavrid, dar el poate să fie de altă esență și se ferește omul. Pe altă parte, consumatorul român nu are o cultură culinară orientată către acest produs. Sunt puține rețete de preparate accesibile pentru o bună parte dintre consumatorii de pește.